Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la această nouă ediție a emisiunii Zodiac. În data de 22 septembrie, Soarele intră în Zodia Balanță, o zodie pe care o traversează până în data de 21 noiembrie. Balanța, în astrologie, reprezintă echilibrul și armonia, dar și diplomația. De aceea, în această perioadă, relațiile, în special cu partenerul de viață și cu asociații de interese, se vor clarifica, se vor limpezi, se vor armoniza, chiar și acolo unde au fost tensiuni în ultimul timp și în septembrie, chiar și perioada august, de fapt perioada 13 august 5 septembrie a fost o perioadă cu foarte mari tensiuni în relații, deci chiar și aceste relații tensionate se pot ameliora în această perioadă, datorită faptului că balanța îndeamnă la compromis și, cum spuneam, diplomație. De aceea eu sfătuiesc ca fiecare dintre noi în această perioadă să evite cearta, contradicția, șicana, ironia, să încerce să arate, chiar dacă nu este neapărat o persoană deosebit de agreabilă, să încerce să fie mai politicoasă fiecare persoană și mai agreabilă în discuții, în negocieri, pentru că acestea sunt aturile pe care ni le aduce Zodia Balanță și nici de cum violența, șicana, contradicția, care sunt periculoase în această perioadă, orice fel de ceartă sau tensiune sau contradicție poate să conducă la violențe verbale și chiar fizice, cu consecințe grave care pot duce ulterior la despărțiri, la rupturi de relații, la divorțuri și care pot fi evitate dacă ne așezăm cu toții la masa negocierilor și încercăm să lăsăm fiecare câte puțin, să facem unele mici compromisuri. Ar fi păcat să rupem relații pentru care, mai ales relațiile vechi, relațiile cu partenerul de viață. Balanța reprezintă în astrologie relația cu partenerul de viață, cu soțul sau soția. În această perioadă, situația matrimonială se limpezește și ar fi păcat ca dintr-o ceartă plecată de la diverse lucruri mărunte, pentru că Venus tranzitează semnul Fecioarei în această perioadă până la finalul lunii septembrie până în 13 octombrie, și tendința noastră este să căutăm nod în papură, să căutăm tot felul de, sau să descoperim niște lucruri care, deși au aparent importanță, avem tendința să le exagerăm importanța privind relația, mai ales de dragoste cu partenerul. Deci, judecând prin prisma emoțiilor și sentimentelor în această perioadă, riscăm, cum spuneam, discuții violente sau riscăm ca partenerul sau partenera să se retragă, să se ascundă, să evite unele momente de sinceritate, ceea ce, bineînțeles, duce în continuare la o stare de tensiune care, după 11 octombrie, când Jupiter va intra în zodia Scorpion, aceste stări vor culmina cu despărțiri și cu scandaluri în urma acestor discuții. Să știți că în această perioadă planeta Venus, care este guvernatoarea zodiei Balanță, poate să aducă unele situații de responsabilitate sporită privind raportul cu partenerul, mai ales în discuțiile cu acesta, un fel de tragere la răspundere din partea acestuia privind relațiile noastre exterioare, în special relațiile sociale sau profesionale. Deci cei care sunt implicați în relații extra conjugale, cu partenerii de serviciu, în cadrul serviciului, sau au relații cu persoane care
pe care le cunosc de mai multă vreme, riscă în această perioadă să dea socoteală. Deci Venus, mai ales în casa a 10-a, pentru unii dintre nativi, poate să aducă urmări ca în urma unor discuții sau unele scandaluri, în urma unor relații sentimentale interzise. Venus în Fecioară, pentru că v-am spus că Venus tranzitează semnul Fecioarei, aduce tendința de iubiri ciudate, interzise și nefericite, sau care aduc nefericire celor apropiați. Unele mistere în dragoste și ulterior și despărțiri, divorțuri, când Venus va intra în balanță. De aceea, haideți cu toții să folosim acest tranzit al Soarelui prin zodia Balanță și să limpezim, să clarificăm, cum spuneam, să ne așezăm la masa negocierilor, să discutăm și să ajungem la un consens prin compromis sau prin diplomație. Dacă nu reușiți, apelați la un membru al familiei sau un prieten foarte apropiat al familiei care poate să aducă o posibilitate de negociere, de intermediere a acestor discuții și în urma acestei intervenții să aveți o situație mai limpede privind viitorul relației dumneavoastră. Pentru unii dintre noi, în această perioadă, se pot regla și raporturile cu membrii familiei, cu rudele, privind patrimoniul legat de moșteniri sau donații testamentare sau succesiuni testamentare. Toate aceste afaceri legate de bunuri imobiliare, patrimoniu imobiliar, la care sunt asociați, la titlurile acestea sunt mai mulți asociați, toate acestea se pot reglementa, clarifica, legaliza în această perioadă 22 septembrie, 21 octombrie. Inițial am zis că până în 21 noiembrie, nu, soarele până în 21 octombrie va tranzita semnul Balanței. De aceea, iată că în această perioadă vor fi și discuții de acest gen sau semnări de contracte sau propuneri interesante care pot veni din partea rudelor sau pe care le putem iniția noi pentru a ne limpezi situația aceasta patrimonială. E o perioadă în care se rezolvă și unele afaceri familiare, în special cele imobiliare. Sunt schimbări de locuință, mutări de locuință sau pur și simplu plecări în această perioadă în alte părți ale țării, în alte orașe. De foarte multe ori în această perioadă oamenii, datorită unor probleme profesionale, sunt nevoiți să se mute, dar și datorită unor relații profesionale sau de dragoste, în această perioadă mulți vom lua decizia unor schimbări de domiciliu. Sunt schimbări în viața noastră domestică care implică și schimbări de domiciliu. Este o perioadă în care cheltuim bani pentru înfrumusețarea căminului, pentru reparații, dar trebuie să fiți foarte atenți că pentru că zodia Balanței este o zodie ca orice zodie de aer, de altfel, care nu prea știe să gestioneze banii. În general, Venus, planeta care guvernează zodia Balanței, facilitează câștigurile și aduce șansă de câștig, inclusiv la loterie în această perioadă, dar și o tendință de risipă pe lucruri și de cheltuială, pe lucruri care nu au neapărat un scop practic, ci mai mult de înfrumusețare. Dar, până la urmă, și acest lucru, și decorul, și ambientul într-o locuință, într-o casă, sunt foarte importante pentru starea noastră de bine și de aceea sper să reușiți să găsiți un echilibru între ceea ce vă doriți și ceea ce vă permiteți, în așa fel încât să nu vă băgați prea adânc mâna în buzunare sau în portofel. Din punct de vedere al sănătății,
Zodia Balanță este o zodie care guvernează zona șoldurilor, zona care abdominală, partea inferioară a zonei abdominale, în general rinichii, suprarenalele, vezica urinară și spatele pe zona sacrală. De aceea acestea sunt zone extrem de sensibile în această perioadă, trebuie protejate și trebuie mai bine îngrijite, sau pentru cei care au deja probleme, n-ar fi rău ca în această perioadă să controlați, să faceți controle medicale, să faceți niște verificări, să vă îmbunătățiți tratamentul sau regimul de viață. În general, în perioada Balanței, astrele indică nefrite, uremie, albuminorie, dezechilibre hormonale, diabet și o eliminare deficitară a toxinelor și unele probleme ale creierului, în special dezordini nervoase sau dezechilibre pe marele simpatic. Deci este o perioadă în care trebuie, sănătatea noastră ține foarte mult de calmul psihic și de aceea trebuie să evităm orice fel de întâlnire nepotrivită cu persoane iritabile, cu persoane agresive, cu persoane care au aplecare spre ceartă, spre perfidie, spre dușmănie sau ranchiună. Nu, aceste persoane trebuie să evitate în perioada aceasta, tocmai pentru a ne păstra o stare de sănătate mult mai bună. Să știți că foarte multe probleme de sănătate și privind membrii familiei, părinții în special sau partenerul de viață, se vor rezolva în această perioadă, prin controle eficiente, prin tratamente eficiente. Venus, în general, este o planetă care protejează sănătatea și, în general, cei care au pe parcursul acestui an au făcut tot felul de investigații, au căutat tot felul de soluții, de leacuri, de terapii, au căutat doctor sau medicație, tratament special, pentru că au fost mereu victima unor erori sau bolile lor sau n-au fost bine diagnosticate, au fost victima unor erori de diagnostic sau de tratament. Ei, în această perioadă este foarte posibil, datorită lui Venus, să găsiți în sfârșit tratamentul, terapia, terapeutul sau, eu știu, programul acesta de nutriție, de relaxare personal, care să vă aducă o stare de îmbunătățire a sănătății până anul viitor foarte bună. Deci e bine să acționăm în această perioadă privind îmbunătățirea stării de sănătate. Dar și cei care au fost bolnavi s-ar putea ca în această perioadă, mai ales pe zonele enunțate anterior, să se simtă mult mai bine și de aici tendința de exces, pentru că Venus este o planetă care favorizează puțin pofta, dorința, stările acestea emoționale care ne fac să ne consumăm și să avem mai multă nevoie de dulciuri. Să știți că Venus, în general, aduce o tendință de consum excesiv de dulce. Asta înseamnă că de foarte multe ori persoanele respective, mai ales dacă sunt singure, consumă în această perioadă excesiv dulce, tocmai pentru că suferă din punct de vedere sentimental. Toate problemele sentimentale conduc la afecțiuni care implică o creștere a glicemiei sau și afectează pancreasul, inima, circulația sanguină și așa mai departe. Deci încercați acum, datorită lui soarelui care transitează Balanța,
să fiți mai deschiși relațional, să lăsați pretențiile deoparte, să vedeți ce vă oferă destinul dumneavoastră, ce întâlnire aveți, cu ce fel de persoane. Și dacă vi se propune să cunoașteți pe cineva sau pe internet veți cunoaște pe cineva în mod întâmplător, nu dați înapoi, pentru că Venus, în general, este o planetă care aduce în special prietenii feminine profitabile. Deci bărbații sunt sigur în această perioadă cei care vor beneficia de prietenii feminine profitabile. Dar și femeile care au nevoie de un ajutor îl vor găsi tot prin intermediul unei femei influente, puternice sau o femeie din familie care le oferă ajutor sau care îi protejează. Deci cam acest lucru se întâmplă la nivel în acest sector al sănătății. Problema este că totul ține de calmul psihic. Deci starea de sănătate este foarte bună dacă suntem liniștiți și calmi. Privind relațiile, se anunță schimbări benefice în plan sentimental, ameliorarea, v-am spus, tensiunilor din relații, discuții mult mai armonioase, mai amiabile, propuneri de armistițiu, de pace, de consens, mai mult consens în cazul unor relații și chiar este o perioadă de disponibilitate din partea celuilalt privind acordarea unei a doua șanse în cazul în care relația unei șanse noi pentru ca relația să funcționeze. De aceea, cred că merită să încercați să faceți acest lucru. Mai ales că, spuneam, după ce Jupiter va intra în 11 octombrie în Scorpion, deja de acolo lucrurile nu vor mai merge așa, într-un echilibru ca acum, ci va fi un fel de totul sau nimic și cei care acum, pe ultima sută, nu încearcă această pace, acest armistițiu, acest consens în relații, riscă ca după aceea această relație să se ducă, să se destrame. Și se destramă, adică se rupe complet. Jupiter în Scorpion o să ducă la situații de distrugere pentru a reconstrui ceva nou în relații. Privind cariera, este iarăși o perioadă în care renumele, reputația, imaginea publică, relațiile cu clientela sunt foarte bune și cu publicul, de aceea cei care vreți să vă evidențiați, care vreți să promovați, cred că în această perioadă aveți șansa să fiți observați, să fiți evidențiați, să fiți complimentați, apreciați, veți avea și beneficii materiale, pentru că nu este vorba doar de aprecieri sub formă de onoruri, diplome și așa mai departe. Venus aduce și beneficii materiale. Deci cred că în cei care urmăresc pe planul carierei o îmbunătățire a poziției lor, o anumită funcție acum, o vor primi, sau cei care până acum au fost n-au fost legal, deci n-au fost așezați în funcție și din punct de vedere legal, în sensul că au ținut loc, au fost interimari, acum, în această perioadă, au șansa legalizării acestei poziții și recunoașterii situației lor sociale. Puteți să vă dezvoltați afacerile, puteți să faceți și lucruri extraprofesionale, puteți începe afaceri familiale noi. Sunt beneficii prin asociere cu cineva cunoscut, cu persoane din familie, cu prieteni, cu vecini buni și așa mai departe. Deci e bine să profitați, pentru că balanța reprezintă în astrologie parteneriatele, asociațiile de dragoste sau de interese. Și asta trebuie să facem acum. Cele care nu merg trebuie îndreptate, cele care s-au încheiat, definitiv se vor încheia acum și se pot demara afaceri noi sau asocieri noi. Acum este perioada în care, dacă ați avut nemulțumiri în raport cu superiorii, cu patronii, puteți să mergeți la masa negocierilor și să vă spuneți doleanțele și să primiți ceea ce vi se cuvine. Cum spuneam, și din punct de vedere financiar, este o perioadă care
aduce câștiguri, inclusiv prin speculații, prin și la jocuri de noroc, și beneficii din partea unor femei apropiate, un ajutor din partea mamei în cazul părinților, o moștenire din partea unei soții sau anumite beneficii, prime, eu știu, dividende, acțiuni, acum în această perioadă le puteți primi. Ce este iarăși foarte important pe zodia Balanță? Partea legată de litigii, reglări de conturi, procese. Balanța reprezintă justiția în astrologie și, în general, anunță câștig în procese. Dar vă sfătuiesc să nu inițiați procese cu persoane mai puternice decât dumneavoastră, să nu intrați în război și lupte cu persoane influente sau care au relații puternice în spate, pentru că se anunță un proces periculos sau dușmănii durabile, periculoase, care vă pot afecta renumele, reputația și imaginea publică, dar și poziția socială. S-ar putea ca în această perioadă, dacă nu sunteți diplomați sau vreți să spuneți niște adevăruri așa, să dați dovadă de franchețe, să știți că această franchețe o să vă coste extrem de scump, chiar și scaunul, funcția, poziția, există pericol de cădere dacă vreți să faceți pe justițiarul și corectul și acuzați sau inițiați un litigiu cu o persoană influentă puternică. Deci, cu alte cuvinte, nu vă puneți cu autoritatea. Este și o perioadă în care organele legii și organele de ordine își fac datoria, poate uneori excesiv, poate să fie și un abuz de putere în această perioadă, dar n-avem ce face. Trebuie să respectăm autoritatea și trebuie să știm cât putem să dominăm, cât putem să ținem sub puterea noastră pe ceilalți și să nu încercăm să ne luptăm cu alții mai puternici, pentru că riscăm să pierdem și ceea ce avem. Cam acesta ar fi tabloul acestei perioade. E interesant că acest moment de intrare a Soarelui în zodia Balanței coincide și cu momentul de lună nouă, care a fost în 20 septembrie, dar inclusiv două zile după momentul acesta, este tot un moment de două zile înainte și două zile după, este momentul de lună nouă. Deci, intrarea Soarelui în zodia Balanța coincide și cu momentul de lună nouă. Asta înseamnă un moment de inițiere a unor proiecte, de inspirație, de inițiative ca urmare a unor visuri premonitorii, a unor inspirații, a unor intuiții, a unor întâlniri neașteptate cu persoane care ne dau un sfat sau ne propun ceva interesant. Deci este un moment extraordinar de bun pentru a iniția ceva nou, în special în parteneriat cu partenerul de viață sau de dragoste sau în asociație de interese cu persoane cunoscute, apropiate. Deci nu neapărat cu persoane străine sau necunoscute. În perioada aceasta, chiar dacă în viața dumneavoastră intră o persoană necunoscută, nu spun că nu poate să fie norocul dumneavoastră. Adică este exact acea relație de dragoste pe care o așteptați de mult sau acel partener de afaceri cinstit, onest, de care aveți nevoie pentru a face ceva în viitor, care să vă aducă un anumit echilibru, o anumită stabilitate materială sau, în cazul unor relații sentimentale, o stabilitate afectivă. Nu spun că nu există această șansă de a întâlni, că e un noroc care dă peste noi acum. Totuși, în raport cu noile persoane pe care le cunoașteți, mai ales dacă este vorba de o relație cunoscută pe internet, vă sfătuiesc să fiți prudenți și să nu vă aruncați imediat cu tot ceea ce aveți și sentimental, emoțional și financiar și cu totul în ea, în acest moment,
Pentru că, așa cum vă spuneam, din primăvară până în noiembrie, planeta Neptun este retrogradă și ea ne obligă să trăim clipa, momentul, să ne bucurăm de relație, dar să ne pregătim și de unele pericole legate de posibilitatea de a fi răniți, dezamăgiți, deziluzionați. Adică acest Neptun retrograd poate să ducă și la o tendință de relație efemeră, trecătoare, de moment. Chiar dacă este o relație deosebită, poate să fie și o relație erotică, ea poate fi pasageră și se poate rupe, în special după ce Jupiter va intra în Scorpion, datorită unor rude apropiate răuvoitoare care vor dăuna lucrurilor dumneavoastră de inimă, deci dorințelor dumneavoastră de suflet. De aceea, chiar dacă pe zodia Balanță ne paște sau avem șansa unui noroc sentimental, relațional sau material, financiar, e bine să fim puțin mai prudenți. Nu să renunțăm, poate să fie o persoană importantă, cea care ne propune afacerea sau relația sentimentală. Astrele, soarele în Balanță evidențiază existența acestui prieten sau cunoștință importantă în viitorul nostru, dar acest Neptun retrograd nu asigură durabilitate în timp. Deci poate să fie o relație foarte bună, cu beneficii sau cu satisfacții sentimentale, dar nu de lungă durată. Mai ales dacă vă doriți o relație lungă, o relație, eu știu, până la adânci bătrâneți. Tocmai pentru că poveștile de dragoste, schimbările în sentimente și în viața sentimentală acum sunt favorizate de Venus, părerea mea este că ar fi mai bine să intrați într-o uniune, într-o așa zisă logotnă, într-un an de probă a relației și veți vedea cum evoluează până în octombrie anul viitor, cât Jupiter este în Scorpion. Dacă în toamna anului viitor relația este la fel de pasională și puternică, atunci astrele vă dau posibilitatea să riscați o uniune legalizată. Dar până atunci ar fi bine să vă păstrați o doză de independență și libertate pentru a nu suferi o mare dezamăgire în cazul unei rupturi sau dispariții. Persoana poate să dispară așa cum a apărut, misterios și ciudat în viața dumneavoastră sau neașteptat. Facem o scurtă pauză publicitară, după care voi spune pentru fiecare zodie cum va fi perioada care urmează.